vreau să vă spun că la fel ca și dumneavoastră am luat cunoștință despre faptul că în cazul primarului municipiului Iași și a președintelui Consiliului Județean Iași, instanțele din București, respectiv Iași, au dispus o serie de măsuri preventive. Din punct de vedere oficial, instituția prefectului nu a fost încă sesizată cu niciuna dintre cele două hotărâri. Deci orice discuție pe marginea unor eventuale măsuri pe care trebuie să le ia instituția prefectului privitor la exercitarea mandatului de către primarul municipiului Iași, respectiv președintele Consiliului Județean, nu este de actualitate în acest moment. Vreau să amintesc că potrivit legii administrației publice locale, o eventuală hotărâre de suspendare a mandatului poate fi luată de către prefect numai, expressis verbis, scris în lege, numai în situația măsurii preventive a arestului preventiv. În rest, orice altă limitare a exercitării mandatului de către primar sau președintele Consiliului Județean poate fi dispus numai prin dispozitivul hotărârii judecătorești care a dispus măsura preventivă respectivă. În ceea ce ne privește, până în momentul în care eventual vom primi o comunicare de la instanță, considerăm că nu avem nicio atribuție în cele două dosare. Primarul municipiului Iași și președintele Consiliului Județean sunt titularii exercitării mandatelor pe care le-au primit în 2012.